ce se masturbează bărbații? De ce mulți o fac, dar puțin recunosc? Poate istoria are răspunsurile. Încă din antichitate, masturbarea era considerată un act divin. În Egiptul antic, se credea că lumea a fost creată de zeul Atum, care și-a slobozit sămânța pe pământ. Faraonii obișnuiau să practice un ritual care simboliza creația, masturbându-se în timpul unor ceremonii publice, apoi ejaculau în Nil pentru a se asigura că nivelul fluviului nu va fi afectat de secetă. De altfel, masturbarea masculină mai este numită în mod impropriu și onanie sau onanism, denumire care vine de la personajul biblic Onan, care a refuzat împlinirea responsabilității leviratului, a cărui datorie era să însămânțeze pe văduva fratelui său, cu care, conform rânduielii, se căsătorise pentru a asigura continuarea neamului acestuia. Prin urmare, fiii născuți cu văduva erau deci considerați fie celui răposat. Onan însă a refuzat să o lase însărcinată pe femeia fratelui său decedat, vărsându-și sămânța pe jos ca să nu ridice urmași fratelui său, în cele din urmă fiind pedepsit de către Dumnezeu cu moartea. Grecii antici, în schimb, considerau masturbarea drept normală și un înlocuitor sănătos pentru alte forme de plăcere sexuală. Ei o considerau drept supapă contra frustrărilor sexuale distructive. Și chiar marele filozof cinic Diogene, considerat varianta nebună a lui Socrate, care se masturba la lumina zilei și în văzul oamenilor aflați în agora, spunând: "Oh, de-ar fi tot așa de ușor să-mi astâmpăr foamea frecându-mi pântecul." Diogene acționa pe baza principiului filozofiei cinice, conform căruia lucrurile naturale nu sunt rușinoase. Naturalia non sunt turpia. Acest obicei a fost încadrat chiar și în volumul Poemul Invectivă din 1933 de Geo Bogza, lucrare considerată pornografică în epocă, unde a inclus o poezie având ca personaj un cioban care se masturba în aer liber, răspândindu-și sămânța pe pământ ca biblicul Onan. Dar această acțiune de autosatisfacere la bărbați, considerată mai mult sau mai puțin tabu, a luat-o cu totul altă întorsătură din cauza modului în care funcționează lumea de azi. Pe lângă senzația de bine, masturbarea este o modalitate de eliberare a tensiunii sexuale care se poate acumula pe parcursul anumitor perioade, mai ales în cazul persoanelor care nu au partener sexual sau ai căror parteneri nu sunt disponibili de a face sex. Dar și probabil pentru că bărbații se excită mai repede decât femeile, unde stimulii vizuale înseamnă mai mult pentru ei, iar fenomenul erotic care își face apariția în pantaloni trebuie tratat cumva. Așadar, cum mulți bărbați preferă să înșele doar cu mintea, până la urmă ajungem să dăm crezare zicalei din popor că masturbarea este pentru bărbați cum este fondul de ten pentru femei, o bază necesară pentru a te bucura de partea interesantă a vieții. Nu uita să-ți spui părerea printr-un comentariu. Mulțumim pentru vizionare!